Tai va, atitėsi va, ta. Așa că e frumușel el, mă. E mânz sau mânz el? Gigi, e mânz. Ia pe belgeană cu pedigree. A fost dată la un armăsar ardenez. Tot cu pedigree. Aha. Uite, uite și mânzul ca și fuge. Stai, cât are iapa, mi-ai zis? Iapa e de 7 ani. 7 ani? Da. Sara o cheamă. Sara și belgeană, ai spus, nu? Sara, iapa e belgeană. Iapa e belgeană și ai dat-o la... I-am luat-o gestantă, a fost dată la un armăsar ardenez. Aha, deci mânzuca e cu ardenez. Da, da. Yeah, yeah. Stai, că te armăsar e belgean, parcă nu? Da, trag par belgean. Apa, stai. Nu-i cu armăsarul tău, ok. Acum e gestantă, am făcut azi ecografii și e gestantă cu a mea. A, e gestantă cu a tău atunci. Mare și ei, apă grea, nu așa? Da, a, știu, dar pe ce vrei? Acum trebuie să crească mânzuca. Păi ce sprinchine și agere, vezi? Încalțate, încalțate, nu așa? Taci tu că nu ți-o furăm. Tu-i bat-o s-o bat, uite la dânsa. Alex, dacă era armăsar el, ce părere vei? Era bun. Două luni are mânzucă. El nu vrea mânză. El vrea mânzuc. Alex, meu. Ei, la două luni arată bine, tare. Maia, uite. Maia, Maia, uite la dânsa. Se face, nu cred că o dai tu. Am zis că fiecare an trebuie să opresc. Trebuie să ții câte unul, că dără. Anul trecut n-am oprit nimic. Numai așa te mai prinzi la cea tineret, știi? Da, și ea, păi bună. Dar adică o da, așa ai luat-o? Pe ultima generație din... A, stai că îi litun codzele, nu le lasă, da. Cai belgeni care au fost cu coada tăiată. Și acum tot litai? Nu, deci asta a fost ultima generație. A, în care s-o tăiat. Da, și acum o băgai probă, acum. Acum 7 ani, 6 ani s-au pus protecția animalelor și nu le mai dă voie. La, aha, aha. Da, că doar așa nu se poate apăra de gâză, de nimică. Da, dar se vezi cu vara că e foarte interesant. Deci se dă cu spatele la un copăcel și așa stă. Da. A fi n-ac, dar ea e antrenată, dacă nu o are, trebuie să găsească o variantă. Uite, 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 uite! Uite la dânsa! Uite ce turații bagă e! Nu vrea să piardă de maică, să vezi tu? Doar anul ăsta am avut 6 căluți și asta e singura mânzucă, așa. A, singura mânzucă ai avut-o, na. Fainuță, prea faină, păcat, nu da. Nu da, că e... Eu zic că iasă ceva frumos din trânsa. Vreau să înmulțesc efectivul. Până la câți vrei să ajungi până la urmă? 15, nu? Când am avut două iepi, m-am gândit, am zis că hai să fii până la 10, să am 9 iepi și un armăsar. Ei, după aceea ai să faci 15, după aia ai să vrei 20 și tot așa. Un an am mai cumpărat 10 acum. Faine tare, să ai parte de ele. Mai ales mânzuca e fau. Uite. Vezi că-s fain și belgeni ăștia, mă. Da, da. Cai grei și ei, nu-s cai ușori. Au fost luate
dată din Belgia de la o fermă și nu prea greu s-o obișnuit pe funii și nu prea știi să meargă. A, pe asta e că dacă e stată mai mult la liber, doar. Așa, după mine vine, dar în fața mea nu-mi face. Las că o antrenez pe aia mică cum vrei tu acum. Vezi și aia mică, uite cum merge, n-ai treabă cu dânsa. Da, da. Fain grajduțul, îmi place. Cât are? Are 20 de lung, da? A, dar cu tăi cu ocolul la porca ai 20. Acolo au făcut pentru porc, vezi? Uite-l și pighiță. Ghița așteaptă Crăciunul, nu? O fac uși pentru fân aici, e bun. Bă, dar ăia-s mari, au și eu, au piste 100 de kilograme. Ai. Ei, uite-l și belgeanul. Da, da. Ăsta-i Max. Cât avea că nu mai țin minte? Câți ani avea că nu mai țin minte? Cu 28 iulie, 3 ani. A, 3 ani, băi, mânțuchele. Încă se mai face? 3 ani și câteva luni. Era să atragi parți belgean. N-ai treabă cu dânsa. Prinde el turații, nu te mai ții de el. L-ai pus la căruță, l-ai învățat ceva sau nu? L-ai învățat. Bine că, bine că l-ai învățat, uite, a fost greu de învățat, nu? Să uită la gagici. O văzut atâta apă pe aici. Acum fim sănătoși să vedem ce produci. Aia, ești curios și eu acum să vedem ce iasă. Da, îmbrăcat și el de iarnă.
3 ani nu-i prea tânăr să dai la montă cu el, nu? Da, dar să știi că n-am știut asta, dar am văzut. Îmi fac prea alt. Deci până nu mi-am plinit 3 ani, nu mi-a rămas nicio iapă de stat. A, uite, vezi? Deci, 3 ani fără câteva zile, în 2 zile mi-au rămas 3 iepi gestante. Uite. Până la 3 ani, deci 3 ani fără 2 zile au împlinit. Știam și eu că ceva până la 3 ani nu-i recomandat, cum s-ar zice. Lasă, dar ăia la alții la un an jumătate. Aia, păi la alții-s... Stai la... de cap sus, mă. Lasă-l să mai fac o tură, că... Așa, opre-l așa. Trage-l la tine cu capul, așa, așa lasă-l. Lasă-l așa, lasă-l așa, oleacă. Stai la poză, mă, fii cu minte, mă. Ca să scoatem niște fotografii cu tine, că ești prea frumos. Ui, mare, e frumos. Să ai parte de armăsar, de iepi. Oricum. Iepi frumos, armăsari frumos. La anul sper să vedem și a mânzuși de... Și am mânzuși de calitate de subtil, nu? Eu mă gândesc că e aia, dacă tu spui că el e trecut de 3 ani și așa. Da, dar e problema că e cu trecografiate toate, deci 100% gestante, dar e problema ce aruncă. Bine, el în linia genetică e cu pedigree, cu... Deci ar trebui să iasă ceva bun, așa e. Până nu vezi, nu ai de unde să știi exact. A, vezi că e ascultatori. Foarte deștept, ca ai mari, sunt și cu minți și deștept, în general. Mai ales aici, lângă atâtea iapi, doar... Dacă era unul mai mic, tutura de la poartă, nu era treșea prin gardul ăsta. El simte, dacă ia pe gestant, o lasă în pace, n-are treabă. Da, nu o să... Deci, chiar la munte mi-a fost foarte ușor, că îl dădeam drumul singur. Fain. Nu, e atent el, vezi, nu. Nu e obraznic. Nu se trântește, vezi că tot. Are el grijă cât de cât. Mai degrabă să am eu grijă. Eu știu, dar știi, nici el nu gata să torne pe tine, că... Să mai oprești și el, că vede că nu-i bine și așa face. Prietenul nostru. Ce faci? Vii la noi? Hai, vină la mine, țări. Vină un pic la mine să... Oici, cum ești orești. Vezi, deja ne-am împrietenit. Gata-i. Hai, tu și la Alex un pic. Uite. S-a reșit în sus.
Acum, gata, gata, gata. Stai că noi ne-am găsit alt prieten până vii tu. Începem cu cea mai mică. E cea mai mică, e junioră, nu? O iată, din 9 ani, românească, gestante. E gestante, e gestante? Uite la ea. O ai de mult? A, are un pic la tine. A, stai un pic, e cea mai mică din înălțimi, că eu am înțeles de aia în râs, că eu am înțeles că e cea mai mică de ani și mi-ai zis că are 9 ani. Zic, ce se întâmplă aici? Era la înălțimi, Alexu. Și confuzie am făcut, amă. M-am făcut de rușine, ai văzut? Gigi, ne scuzi de data asta. Românească, așa au spus. Apoi la anișori, e săraca și gestante. Nu, no, contează. Hai că vine alta aici. Hai că pierd. Uite așa, că noi le putem filma, știi, dacă... Până aduci tu tot câte alta, noi o mai filmăm un pic. Am uitat să-i spun numele la aia, Stella mică. A, Stella o cheamă, nu? Stella. Și... Asta o cheamă Mădălina, o iată de 7 ani, de tante. Asta nu mai e românească. Păi, metil de ungurescă. Tata, eu fost... Aha, e corșit o leacă. Da, că se vede că nu-i mai românească de-a noastră chiar. Gestantă și ea, nu? Da, da, da. A, dar aici la tine tot e gestantă, aici nu... A, păi asta-i. Așa, vezi, Alexu, că de aici le poți prinde și tu mai bine. Bă, da, graș s-ai făcut faină aici, tare. Graș la mama lui aici. Uite, Alexo, așa un grajdiuț. Uite și Porsche cum stau, mamă, să-i filmăm o leacă. Ea pe de 11 ani, gestantă. Grasa, semigriu românesc. Trage un pic așa la tine. Uite, că ele-s prietenii una cu alta, nu... Da. Ceva prieteni, da. Da, faină. Da, e acum câți ai de toți? 10. 10 bucăți, mamă, doamne. Adică, pare, am avut 5. 15? Da, da, ai avut mânzuși. Hai, Alex, înapoi! Tu ai fugit și pierzi! Acum mânzuși n-ai nimic, a? Mânzuși! A, atâta rest ai dat! Că eu iapă din 9 ani, tot din semigreu românesc, o iapă de lucru, gestantă. Mai lucri și la păduri cu ele sau nu? I-au lucrat, dar eu n-am timp de lucru, de păduri. Yeah. De asta o cheamă Nela. Nela. Stai pe murgă, nu mi-ai zis că da, cum... Dana. Fiecare cu nume lideră. E prietenă cu tine, Alexu. Te potrivești la geacă cu dânsa.
Hai înapoi. Eu ți-am spus că trebuie să stai aproape. Trebuie, da. Asta e. Ea, câți ani are? Pe asta o cheamă Sabrina, e o iapă din 12 ani, e prima mea iapă din... A, din tot... ...gașca asta. Restul le-am cumpărat, asta a fost crescută din mânze. Mamă, dar poai de ani înseamnă că... Iepile au avut mânji, sunt slabi încă de la mânji. A, pe n-a, doar dacă le-au sub mânzu și... I-au fost puțin bolnavă și... Bine, iar n-a fost să recupereze. Are timp, lasă că... Are frumos aici să-l iei drumul, uite. E? Asta mai e altceva? Ia. Asta e o iapă de 5 ani. Cu origini poloneze, gestante. A, pe aici la tine dacă aș veni odată când prinzi ea și mânzuși, ha, atunci ar fi faină era. Da, apare și s-o... Cum o cheamă, nu mi-ai zis? Pe asta cheamă Olga. Faină, mă? Se vede și în șanișori, vezi? Da, ca și la oameni. Da, cum? Bun, a? Arată bine. Cum e și oră liniștit, uite, vezi? Da, dar uite, mai bine așa mai aproape, știi? Uh-huh. Poftim? Da, da, las din, poate prindem și așa, uite, fain. Opa! A, a, dar tu ne-ai scos și el mai fain la urmă, mă. Înaltă asta. Mare asta, grea, mă. Tot gestante. Și tăti le-ai dat la armasare tău acum, nu? Da, că de-aia l-am și luat, că nu pot cătura din la pe la casă. Ăla murg l-ai dat până la urmă? Da. Stai, mă, las închei la pantof. Yeah. Vezi cât e de greș tot, uite, l-a mișcat așa când se mișcă iagere. Ei, are sânge. Are sânge întrânsă. Da, și la ce să-l bați, eu nu înțeleg. Dacă el e liniștit și așa... Asta se simte terenul sub dânsa când fuge. Sunt îmbrăcate cu părul de iarnă acum. Da. Lasă-l mai filmează și el un pic. Fain aici și îmi place ghearul de astea aici, bă. Te urci iarna acolo sus, Alex, cu Sania. Și vii la vale. El încă nu a prins ca fi vremea noastră, saniuță și chestii de astea. El. Cum le spune cumnatul, le spune copii alfa.
Eu nu, eu îs lângă ele. Dă-le un pic pe alea, dau aici. Dar aia neagră subatic. A, zici că nu se înțeleg de asta. Atunci lasă-le așa. Alex, se duce pe unde vrei printre ele, filmează, după aia vii încoace un pic. Mai bine dacă o să le dau drumul în corul și scot asta cu mânt, nu? Pot să... Stai așa mai un minut, două, ca să le mai filmăm noi un pic așa. Și dacă nu, după aia exact, le dai în partea aia la altă și o scos tu asta cu mânză. Ca Alex am eu, îl chinuie talentul la filmat. De unde vrei, dragul meu? Stai că trebuie să le dai un pic drumul în partea aia la altă. Care e apa cu mânză, știi, și vrea să o scoată și pe dânsa. Ia, uite, poți să prind și de aici așa, mă. Da. Uite că le prind pe tăi. Aici numai cât faci zona. Și la armasar, numai un armasar e rămas acum, nu? Am vrut să mai cumpăr un ardenez, dar nu mi-a ieșit și m-am lăsat pe dubar. Nu te-ai înțeles la preț? Nu, nu m-am înțeles. Bă, dar orca prețurile acum... Da. Mamă, Doamne! Să ia le cum, băi? Nu o să prind tăti. Păi e problema. Faine. Aha. Marfă de calitate. Faine. Blânge. Aha. Gata, ai deschide dacă vrei și dă-le drumul. Ce ai tu, ce mâlâncă căpciorul?